Contesa de Segur, Ursuleț, partea 11-a, jertfă. Ursuleț se întoarse acasă descurajat, trist, abătut. Mersese încet, așa că ajunse la fermă destul de târziu. Violeta alergă înaintea lui, îl luă de mână fără să spună un singur cuvânt, îl duse în fața mamei sale și îngenunchind spuse: Mamă, știu prea bine cât a suferit astăzi dragul nostru Ursuleț. În lipsa lui, zâna furioasă ne-a povestit totul, iar zâna poznașă i-a întărit spusele. Mamă, când l-ai crezut pe ursuleț pierdut pentru totdeauna, mi-ai destăinuit ceea ce el, bun cum este, voia să-mi ascundă. Știu acum că îmi stă în putință ca, luându-i înfățișarea de urs, să-i redau frumusețea pe care trebuia să o aibă, socotindu-mă fericită, nespus de fericită de a răsplăti astfel dragostea și devotamentul fratelui meu iubit, doresc să se facă schimbarea îngăduită de buna zână poznașă și o rog din tot sufletul să o ducă la îndeplinire imediat. Violeta, Violeta, strigă ursuleț îngrozit, Violeta, ia-ți cuvintele înapoi. Nu știi ce te așteaptă, nu cunoști viața plină de neliniște și de amărăciune, izolarea și singurătatea la care te condamn, tristețea nesfârșită pe care o simți când vezi că semenii tăi te privesc cu groază. Ah, Violeta, te rog din suflet, retrageți cuvintele. Ursuleț drag, spuse Violeta liniștită, dar cu o nestrămutată hotărâre, ceea ce tu crezi că este un mare sacrificiu este cea mai scumpă dorință a inimii mele și mă face fericită. Îmi împlinesc astfel nevoia arzătoare care mă îndeamnă să-ți arăt cât de mult te iubesc, ce mare este recunoștința mea. Făcând astfel mă respect și m-aș disprețui dacă n-aș face-o. Oprește-te încă o clipă, Violeta, chibzuiește, gândește-te la durerea mea când nu voi mai vedea pe frumoasa, pe încântătoarea mea, Violeta, când mă voi teme pentru tine de batjocura, de dezgustul cu care oamenii te vor întâmpina. Ah, Violeta, nu-l condamna pe bietul tău ursuleț la un asemenea zbucium. Fermecătorul chip al Violetei se întristă. Teama de a-i trezi dezgust lui ursuleț o tulbura. Dar acest simțământ îi trecu repede, dragostea și devotamentul erau mai puternice. În chip de răspuns, ea se aruncă în brațele mioarei și o rugă: Mamă dragă, sărut-o pe Violeta ta cea albă și frumoasă pentru ultima oară. Pe când mioara, ursuleț și nalba o sărutau, privind-o cu dragoste, iar ursuleț se ruga în genunchi să-i fie lăsată blana de urs cu care de 20 de ani se obișnuise, Violeta strigă din nou cu voce plină și limpede: Zână poznașă, zână poznașă, veniți să răsplătiți pe scumpul meu ursuleț. Într-o clipă, zâna poznașă se înfățișă dinaintea lor în toată splendoarea ei, într-un car cu totul de aur tras de 150 de ciocârlii. Era înveșmântată într-o rochie din aripi de fluturi, stropite în culorile cele mai strălucitoare. O mantie dintr-o împletitură bătută în diamante, lucrată atât de priceput încât părea mai ușoară ca cea mai fină mătase, îi atârna pe umeri, formând în spate o trenă de toată frumusețea. Părul era lucios ca firul de aur, iar pe cap o coroană din estemate împrăștia mii de raze. Condurii erau din două rubine șlefuite. Chipul frumos, atât de blând și vesel, îi arăta mulțumirea. Privirea sa iubitoare se opri asupra Violetei. Vrei într-adevăr, copila mea? O întrebă zâna. Doamnă, strigă ursuleț căzându-i la picioare, îndurați-vă să mă ascultați. Dumneavoastră care m-ați ascultat de atâtea ori și căreia îi port cea mai iubitoare recunoștință, dumneavoastră o zână atât de dreaptă și bună, voiți să dați ascultare nesăbuitei dorințe a dragei mele Violeta? Voiți nefericirea vieții mele obligându-mă să primesc o asemenea jertfă? Nu, nu, zână fermecătoare, zână iubită, nu veți voi un asemenea lucru, nu veți face asta. În timp ce ursuleț vorbea astfel, zâna lovi ușor cu bagheta ei din perle întâi pe Violeta, apoi pe ursuleț, zicând: Fie după legământul inimii tale, copila mea, fie împotriva dorințelor tale, fiul meu. Îndată ce aceste cuvinte fură rostite, chipul, brațele, întregul trup al Violetei se acoperiră cu peri lungi și mătăsoși ai blănii lui ursuleț și ursuleț apăru cu o piele albă și netedă, ce lăsa să se vadă admirabila lui frumusețe.
Violeta îl privea cu admirație, pe când el, cu ochii plecați, plin de lacrimi, nici nu îndrăsnea să o privească pe beata lui soră, atât de cumplit schimbată. În sfârșit o privi și, aruncându-se în brațele ei, plânseră împreună. Ursuleț era desăvârșit de frumos, iar Violeta, precum fusese înainte ursuleț, fără nicio formă, nu era nici frumoasă, nici urâtă. Când Violeta ridică ochii spre Mioara, mama întinse brațele. Îți mulțumesc, fata mea, copila mea nobilă și generoasă, îi spuse ea. Mamă, îi șopti Violeta, mă vei mai iubi? Dacă te voi iubi, fata mea dragă, de sute de ori, de mii de ori mai mult decât înainte. Violeta, îi spuse ursuleț, să nu te temi cumva că ai putea părea urâtă în ochii noștri. Pentru mine ești cu mult mai frumoasă decât atunci când frumusețea ți era desăvârșită. Mi-ești soră, prietena fără seamăn care mă însoți toată viața. Ești visul inimii mele.